Bună seara, prieteni! Bine ne-am regăsit la granița dintre lumi. Alături de mine am doi invitați speciali. Îi iubiți pe amândoi, îi apreciați. Așa că împreună cu dumneavoastră îi salutăm pe Aurora Sităruș. Vă mulțumesc mult de invitație și mă bucur să fim în formula asta încă o dată. Mă bucur și mă simt emoționată că sunt aici alături de tine. Și Vali Gheorghiu. Ne bucurăm că suntem din nou împreună cu prietenii de suflet. Noi ne cunoaștem, Aurora, de foarte mult timp și pentru mine este o adevărată sărbătoare când putem veni într-un loc să fim împreună, să dărâmim împreună, să comunicăm și să aflăm una de la cealaltă informații prețioase. Aceste informații, dragii mei, vi le vom aduce astăzi pentru că Aurora ne-a propus un subiect inedit și necesar. De ce se nasc oamenii într-un anume fel? Mărturisesc că ani de zile m-am gândit la acest subiect și probabil ideile noastre vor fi la un moment dat comune. De ce ne naștem atât de diferiți? Exact. Și mai ales o să mă bucur să discutăm de un aspect care 100%, măcar jumătate din populația acestui glob o să fie pe tavan de bucurie. O să vă explicăm de ce nu pot exista jumătăți mai mari decât alte jumătăți, de ce suntem femei și bărbați și cum ne putem găsi persoana potrivită și noi, ăștia de pe pământ, așa care zicem noi că nu suntem neapărat iluminați încă, într-un mod în care până acum doar cei care erau discipol și maestru se recunoșteau. Iată că Doamne a hotărât că e cazul să ne aducă aminte de ce suntem bărbați și femei și de ce putem la un moment dat să întâlnim în Dumnezeirea așa în forma asta, cu cele două energii, Yin și Yang. O să vă spunem mai mult atunci când va fi cazul. Vali? Da, într-adevăr suntem diferiți și în același timp suntem cu toții uniți de aceleași principii și ne gândim acum la acel principiu universal, unitate în diversitate. Și nu e vorba numai de unul cu unul să integrăm un cuplu, dar avem exemple chiar la îndemână. Uh-huh. Unul cu mai mulți. Exact. Și la îndemână chiar la propriu, adică la mână avem 5 degete. Da. Sunt toate diferite. Dar alcătuiesc o mână, alcătuiesc o funcțiune și numai împreună pot să realizeze eficiența acelei funcțiuni. Fiecare deget are aportul lui diferit de al celorlalte, dar numai împreună, atenție, cuvântul este magic, numai împreună reușesc să-și definească funcția și să o facă, cum spuneam, eficientă. Este, vorbeam înainte de a începe emisiunea începe continuă să termină, de matematica spiritualității. Mi-a plăcut foarte mult ideea și chiar este bine ca oamenii care ne urmăresc să înceapă să înțeleagă niște lucruri care sunt la îndemâna noastră. Că până acum am făcut atât de mult, atât de multă teorie se face peste tot, dar în momentul în care cobori teoria pe pământ, lucrurile stau puțin diferit. Ori asta vrem noi să facem astăzi. Să aducem matematica spiritualității pe masa voastră, a fiecăruia. Exact. Să înțelegeți exact, de fapt, ce se cere și ce se așteaptă de la noi. Pentru că există o logică în toate. Exact. Și nu trebuie să ne speriem de absolut nimic. Absolut, da. Așa este. A spus Aurora o expresie foarte frumoasă. Aducem teoria pe pământ. Cred că ăsta este unul din rolurile principale ale omului. Să aducă teoria pe pământ. Teos înseamnă Dumnezeu. Este partea de conceptualitate. Dumnezeu creează. Uh-huh. Dar cineva trebuie să pună în forme această creație. El o concepe. Exact. Este la nivelul de concepție. Cineva trebuie să materializeze în forme, în fapte, în evenimente și ăsta este rolul pe care îl are omul. Exact. Pe mine m-a amuzat un lucru, că noi tot timpul le spuneam, soluția la toate problemele care le aveți este detașarea.
Iar corect. Fiecare înțelegea detașarea asta în felul lui. Unica indiferență. Da, exact, exact. Alții înțelegeau că trebuie să înduri, că nu știu ce. Ca suferință. Da. E, până când mi-am dat seama că, de fapt, ar fi bine să le explicăm că detașare înseamnă doar să nu te mai implici în lecția altuia și să-ți vezi tu de lecția ta, dar cu bucurie. Că dacă tu suferi sau te chinui sau nu știu ce, aia nu e detașare. Iar s-a rostit Aurora un cuvânt magic, bucurie. Exact. Dumnezeu ne cere un lucru și acesta este bucuria. Bucuria. Este singurul lucru care ne cere. Noi credem că ne cere o mulțime de lucruri, că noi trebuie să ne martirizăm sau să nu. Nu e adevărat. Dumnezeu ne spune atât, bucurați-vă. Și exact. Lucrul acesta trebuie să-l legăm iarăși de un lucru definitoriu pentru noi și care căutăm cu toții, sănătatea. Și unii spun, dacă ești sănătos, te vei bucura de toate. Eu aș îndrăzni să spun cu toată siguranța. Dacă te bucuri, cu siguranță vei avea sănătate. Sănătate, și atunci bucuria îți dă acea siguranță că poți să treci peste toate. Chiar și peste aparentele suferințe, care ele vin cu un rol al lor. Poți să treci chiar, și am să spun, deși multora le-i frică, cineva spunea odată că ce este moartea? Moartea este... este frica la superlativ. Dacă treci și peste această frică bucurându-te, pentru că trebuie să privim lucrurile astea în față, să nu mai stăm mereu cu sabia lui Damocles deasupra capului. Te bucuri că știi că mergi dincolo într-o altă viață, care este a lui Dumnezeu, că mergi în lumea Tatălui Ceresc, cum frumos spune Geta. Dar asta ține și de educație și de educație. Bine ar fi ca această educație să se facă din primii ani de viață, pentru că altfel înțelegi viața, altfel acționezi, altfel înveți să cu aceste repere, altfel evoluezi în viața ta și la un moment dat poți să ai bucuria să simți și să înțelegi că ți-ai împlinit cu adevărat. Da, trebuie să învățăm asta și în educație și în reeducație, ne reeducăm la un moment dat, pentru că de la început copilului se spune nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, că o să pățești aia, aia și aia. Și nu, chiar nu, și nu este rău. Corect. Îl umplem de frici din start. Acum că sunt bunică. Da. Este extraordinar să urmărești un copil, în cazul meu, un bebeluș, cum evoluează, cum se manifestă și felul în care el comunică cu tine. Pentru că noi avem așteptări. Eu vreau ca acel copil să comunice cum cred eu, cum vreau eu să-i impun. Și nu e bine, exact. Nu este bine, pentru că drumurile sunt paralele, nu se unesc. Dar dacă privești copilul cum acționează, înțelegi de ce, găsești variante în așa fel încât să ajungi cât mai des în comuniune cu el. Dar ai văzut, Geta, că un copil se naște fără frici. Corect. Deci el se naște cu încredere în el. Gândește-te că bebelușii, când se ridică așa în picioare, încep să spună, uite, mami, tati, bunii, uite ce am făcut, uite ce pot să fac, uite cum am pus eu, uite cum am făcut. Ce fac adulții? Nu pune mâna acolo, că te frigi. Exact. Nu te duce acolo, nu te duce acolo. Și încep să sădească în copil nesiguranța. Încep să sădească îndoiala de sine. Încep să sădească frica. Uitând că cele mai bune lecții sunt cele pe care le-ai învățat tu, pe pielea ta. Exact, exact. Școala cea mai înaltă este școala jocului. Da, da. Jucând, îți zgârii genunchii, da. Zgârii, dar nu e nicio problemă, coate, da. Doamne, sunt mândru că aveam coatele zgâriate și genunchii. Mă urcam în pomi, peste garduri. Exact. În momentul acela experimentezi și îți dezvolți niște atitudini și niște aptitudini. Da, este foarte important. Sigur că de acum nu trebuie să cădem într-o altă extremă, că părintele trebuie să-și lasă copilul în mijlocul străzii printre mașini. Nu, asta nu. Asta e vorba. Dar e în așa fel încât să nu-i creezi traumă. Sigur că da. Îi explici de ce nu este bine să facă un lucru, pentru că de obicei noi n-avem timp să le explicăm. Da, le spunem doar că nu e voie și punct. Și dacă nu fac ce le spunem, îi pedepsim imediat. Da. Nu, asta este cale. Da. Așa e, da. Am pornit emisiunea cu gândul că vom găsi răspunsuri la întrebările astea existențiale, de ce omul se naște bun sau de ce se naște rău. Da, acesta e deja un răspuns la o întrebare pe care noi în ce ne-am pus-o oamenii
devin bun sau răi sau să nasc bun sau răi. Cred că de aici am pornit. Da, e o chestie foarte interesantă și am să vă spun de ce este interesantă. În momentul în care un om este bun, tu n-ai nevoie să-l înveți să fie bun. Corect. Omul bun este bun și atâta tot. Pe cine înveți să fie bun? Pe cel care nu este, cel nu este bun. Trebuie să-l educi, să-l reeduci, pentru ca să devină, să se apropie cât de cât de etalonul bunătății. Cel care se naște bun, n-ai nevoie, n-ai nevoie să-l foarte înveți. Corect. Nicolae Iorga spunea la un moment dat că omul bun este acela care ar fi putut să facă rău și totuși n-a făcut-o. Excepțional. Știi că aici este o chestie foarte interesantă și poate că ce voi spune acum nu o să fie toată lumea de acord cu mine, dar n-are importanță. Noi tot făceam tot felul de exerciții, tot felul de comunicări, așa, cu partea asta mai puțin vizibilă. Iar cei care ne conduc de dincolo spuneau că unii dintre noi sunt semințe stelare și ei de obicei nu fac rău. Că ei vin deja cu învățăturile din alte lumi, din alte existențe, din alte planete sau mai știu de pe unde, unde nu există lucruri rele. Nu există, efectiv. Și nici nu le recunosc. Exact, pentru că nu știu ați cum ar putea să fie. Că copiii nu recunosc răul. Corect. Și sunt alții care sunt de pe Terra, care au carcasa aia care sunt, care îndeamnă să bea, să fumeze, să se ducă spre tot felul de lucruri din astea care sunt exact, da, să facă rău. E foarte interesant și aici un lucru. Niciunul dintre ei nu recunoaște că e rău. Toți spun că de fapt el a vrut să facă bine și că el e bine intenționat, că a vrut binele lui. Luați de exemplu mamele de băieți care spun că nu îi se potrivește fiului ei nora, da? Da, care o are. E clasic, e clasic. Da. Și că, că nu trebuie, că trebuie să plece, că trebuie să facă și așa mai departe. Sau părinții care spun, eu te-am făcut, eu te omor. Ăla, nici nu, o clipă, nu poți să zici că nu-și iubește copilul. Dar așa crede el în capul lui că îl iubește. Da, dar venim și cu niște programe din spate. Astea sunt inevitabile. Că până acum toți ne-am învățat unii pe alții stând aici, adulții învățau pe cei mici, cei mici învățau la rândul lor când erau adulți pe ceilalți mici. Cred că e timpul să înțelegem că nu mai merge așa. Că totuși oamenii se trezesc și degeaba vrei tu să faci într-un anume fel. Degeaba te duci și spui că venise la mine la cabinet o doamnă și îmi spunea că are un băiat care e hahaleră, că a terminat facultatea și că vrea să plece în străinătate și că se ceartă cu el în fiecare zi. Și am zis, doamne, dacă vă certați cu el, nu o să plece? Tot o să plece, doar că o să plece certat. Și mai repede. Exact. Da, cred că, într-adevăr, trebuie făcut o mutație esențială în modul în care privim noi totul. Până acum, lumea a fost călăuzită de un principiu cantitativ. Exact. Trebuie să începem să judecăm calitățile, nu cantitățile. Pentru că pe copil vedem ca o cantitate mică, el are kilograme puține, centimetri puțini. Exact. În general despre oameni spunem că au proprietăți mari, proprietăți mici, bani mulți, bani puțini. De fapt, trebuie văzută calitatea. Asta este primordial. Pentru că asta vede Dumnezeu. Dumnezeu vede cantități. Dumnezeu vede calități. Dar întâi trebuie să definite aceste calități. Pentru că noi, la un moment dat, tinerii de acum au impresia că este calitate să ai bani mulți, că este o calitate să ai o mașină specială, că este o calitate să ai o bună. Despre asta e vorba. Asta cine vreau să învățat? Spun. Cineva i-a învățat, cine nu e vina lor. Nu, nu părinții care au zis, du-te acolo, nu te face coafeză. Fă-te avocat. Avocat, că ăla câștigă. Da. Cine, cine le-a implantat trăznăile astea în cap? Cine? Da, la un moment dat, vezi, privind aceste programe cu care toți ne-am născut, îți dai seama că a venit timpul ca noi, cei mari de acum, să încercăm să facem ceva. Aș vrea să trecem un pic mai departe. I-a învățat părinții, da? I-a învățat școala, i-a învățat societatea. Dar, în spatele părinților, a școlii, a societății, cine e?
că și pe ei a învățat cineva. Da, dar la... Subiectul e mai subtil. E foarte vast acest subiect, dar noi suntem în măsura să putem hotărâ acum pentru noi să nu mai fim dependenți de programele implementate de alții și să ne dăm seama că, într-adevăr, banul este important, dar peste bani avem nevoie de trăirile noastre personale, pe care nu numai banii ni le induc, ne, o stare de bine ne-o induce, uite, o întâlnire, o discuție specială, această putere de empatizare, această putere de înțelegere a celui de lângă tine și a vedea, la un moment dat, ce poți să faci să ajuți omul acela. Da, tu de ani și ani de zile, Aurora, ai ajutat și ajuți. Cred că au trecut prin fața ta mii și mii de oameni. Ai făcut cursuri, ai făcut ședințe individuale. Sunt atât de mulți oameni care și-au schimbat aceste programe primite de la bunici și părinți prin înțelegerea vieții altfel, pentru că tu le-ai deschis un alt orizont. Da, tu ai pus iarăși un subiect, e de apreciat sigur și după aceea o să ascultăm pe Aurora, ai spus un cuvânt iarăși că banii. În momentul actual, dar nu numai actual, și mult în urmă, mult, la nivel de sute și mii de ani, poate undeva lângă sănătate sau imediat după sănătate, obiectivul principal, sau chiar înainte de sănătate, că mulți cred că cu bani câștigi și sănătatea, ceea ce e complet fals, a apărut acest subiect. Undeva într-o carte am găsit o istorie cu sute și mii de ani, în care era așa o imagine cum o mulțime de sclavi cărau niște pietre în spinare să se ducă să construiască un monument, o piramidă. Și la un moment dat, unul dintre sacerdoți așa s-a dus, s-a mascat, s-a îmbrăcat și el în sclav să vadă care este starea de spirit a sclavilor. Bineînțeles că acolo se adunase o stare de tensiune și ei programaseră și doreau să facă o răscoală, să se răscoale împotriva stării lor de sărăcie și de neputință și așa. Și atunci acesta și-a dat seama că ori, dacă lucrurile continuă așa, sigur, vor exista răscoale, vor exista războaie, și atunci a venit o idee. Și le-a spus așa, de mâine dimineață sclavilor sunteți liberi. Dar la fiecare drum și la fiecare piatră cu care veți ajunge la locul unde se construiește acest monument, veți primi un ban. Aceasta a fost ideea lui. Uh-huh. A doua zi dimineață toți erau liberi, dar nu au plecat de acolo, dimpotrivă. Au început să care mai multe pietre. S-au adunat și-au făcut tărgi, căruțe și au dus mai multe pietre. Și li s-a spus, cu banii aceștia voi vă puteți îmbrăca, vă puteți mânca, vă puteți hrăni, puteți să vă faceți o casă, puteți să vă faceți un palat chiar și puteți cumpăra orice. Și ei s-au străduit să facă lucrurile astea, să aibă cât mai mulți bani. Asta fac și acum. Deci asta fac și acum. Societatea face asta și acum. Și mai vine în minte o poveste, și cu asta o să mă opresc, undeva în Mexic, cred că o știu mai mulți, dar o repetăm că este utilă, un mare bogătaș american s-a dus acolo într-o excursie și s-a dus la casa unui pescar și ieșea cu barca cu pescarul la pescuit și la un moment dat i-a spus pescarului ca să se relaxeze. Și a spus pescarului, dar tu de ce nu te dezvolți? Și ce trebuie să fac? Să prinzi mai mult pe pește, să ai două bărci și trei bărci, 10 bărci, să-ți faci o fabrică, să devii, uite, ca mine, bogat, așa, și după ce devii bogat, păi după ce devii bogat, uite, poți să oricând vrei tu să pleci în concediu și să mergi la pescuit. Și el a spus, păi tocmai asta fac. Așa e, da. Vedeți ce iluzie este, un om foarte bogat este perfect egal cu un om foarte sărac. De ce? Pe noi, ce ne face să înaintăm în viață? Dorința. Ne dorim o țintă, după aia altă țintă, altă țintă, altă țintă. Asta e mintea care te tot împinge. Asta e mintea. Și când cel bogat își dă seama că el, la urma urmei, poate să aibă orice mașină, orice casă, orice iaht, orice avion, poate să se ducă oriunde, nu-și mai dorește nimic. Și atunci ajunge exact, ții vorbesc, la același stadiu egal cu cel sărat care oricum nu poate. Și ei ajung într-o stare amândoi de depresie, pentru că nu-și mai doresc nimic. Și amândoi sunt nefericiți. Știu, dar știi ce se întâmplă, Vali? Am observat
pe cei tineri care vin la mine la cabinet, că unii sunt aduși de părinți, alții de prieteni și așa mai departe, se ridică acum o generație care vrea să învețe să aibă curajul să trăiască viața lor așa cum vor ei. Corect, nu asta cum, am observat și da, eu. Asta deci nu cum le spun alții, nu cum le impun alții, ci efectiv să aibă acest curaj să facă ceea ce crede el la momentul care vede el că trebuie făcut lucrul ăla pentru el. Și majoritatea dintre ei chiar și-au asumat riscurile. Da. Am niște prieteni care acum 3 ani ea are, și-a deschis un cabinet, nu se omoară acolo, face un masaj cât să trăiască amândoi, iar el, da, iar el are, repară telefoane. În momentul în care și-au lăsat amândoi serviciile alea de la stat, care era nu știu ce, toate rudele, toți prietenii au sărit în capul lor. A, ce faceți? Nu s-o aveți? Nu erau canoanele, exact. Canoanele. E, sunt cei mai fericiți oameni pe care i-am văzut. Iată, cei mai aici fericiți. Există, aici constă fericirea. Da. A fi fericit nu înseamnă să faci tu ce face altul pentru că el e fericit. Sau alții, că sunt mulți. Poți să fie miliarde. Tu ai calea ta de fericire. Exact. Și te poate fi face fericit să repari un telefon. Exact. Să cultivi un strat de ceapă și unul de flori. Așa e, da. Asta te face fericit. Să ai curajul să fii tu de însuți. Deci, curată, fericirea e o calitate, nu e o cantitate. Da. Bunicul spunea, nu trebuie să lupți pentru fericire, trebuie să alegi să fii fericit. E perfect, era un înțelept bunicul. La un moment dat, Steinhardt, Nicolae Steinhardt spunea că el spunea că el ani de zile a alergat și a căutat fericirea și după aceea, ani de zile, a trăit-o. E foarte important să găsești această fericire în lucruri mărunte și să te bucuri, să o păstrezi în tine, să o trăiești și să o dăruiești și celor de lângă tine. Da, e foarte important și, după părerea mea, fericirea se educă, se cultivă, se întreține, pentru că atunci când afli că dacă deja existi, ești fericit, atunci nimeni nu-ți mai poate lua fericirea. Așa e. Pur și simplu faptul că există, că Dumnezeu ți-a dăruit viață. Ție nu se mai decât să te bucuri, cum spune Dumnezeu. Să te bucuri. Haideți să ne uităm la natură ca la un element de etalonare. Eu n-am văzut că merg porumbei la bănci, n-am văzut că merg urșii la farmacii sau la spitale, nu se duc râmele... nu știu în ce excursii peste nu știu ce mări și țări, dar sunt toți fericiți, începând de la râmă până la sus, la vulturi. De ce să nu ne întoarcem acolo de unde am plecat? Da, 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 da. De unde cineva poate ne-a creat niște false căi de a fi fericit. Și să redescoperim că fericirea nu ține de nimeni, nu ține nici de președinte, nici de guvern, nu ține nici de părinți, nici de copii, nici de parteneri. Cu toți trebuie să avem, sigur, o relație armonioasă, dar fericirea este în noi înșine. Înșine, așa e, da. Și atunci trebuie să ne bucurăm de ea, să căutăm fiecare să vedem ce ne face fericit. Eu mă gândesc foarte simplu acum. De când eram copil, mă făcea fericit. Și cred că în copilărie atunci ne etalonăm noi. Să respir un aer curat, să privesc soarele și de multe ori îl priveam cu ochii închiși, că îmi plăcea cum îl priveam prin ploape, apare așa ca o lumină difuză. Îmi plăcea să mă joc cu mașinuțele și îmi place și acum, îmi place să conduc, îmi place. Și îmi plăcea să citesc. Îmi plăcea enorm să citesc, îmi place și acum. Eram fericit când eram bolnav și nu mă duceam la școală, pentru că puteam să citesc liniștit, nu se supăra nimeni pe mine. Și citeam cu toată pofta, Jules Verne, și citeam în general tot ce îmi cădea în mână, tot ce era tipărit, mâncam. Deci iată fericirile pe care le-am și acum. Restul după aceea mi-a fost impuse, de școală, de familie, de societate. Ești fericit dacă faci asta și asta și asta și asta. Nu, sunt fericit dacă fac lucrurile care... Da, care îți plac ție, e normal. Fericirea te face mai bun? Da. Da, sigur. Întotdeauna. Și n-ar zice mai bun. Și starea de bine. Te face bun. Starea de bine, da.
Tocmai de aceea avem nevoie de genul acesta de explicații. Pentru că atunci când înveți să te dăruiești și prin vorbe, prin atitudine, să împaci un suflet, acel suflet nu poate fi decât unul bun. Pentru că sunt oameni care, și continuăm după pauză, acest subiect mi se pare foarte interesant, dacă un om care se naște cu o anumită vibrație mai joasă are posibilitatea să se transforme prin educație, prin experiențe, un om bun. Dragii mei, nu plecați, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră, nu mai mă durea mușchiul, oricum la inimă, așa, deloc. Adică m-a lăsat foarte repede, imediat. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul. Și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă dorea foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg, mergeam în 2 bastoane, din casă nu mai ieșeam, medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica și atunci am zis singurul lucru care pot să-l mai încerc este torserul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci m-am hotărât să mai iau 2. Pentru mine torsorul a funcționat și vi-l recomand și dumneavoastră. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torsor este un bun la casa omului. Am revenit, prieteni, suntem la granița dintre lumi. Alături de mine este doamna Aurora Sităruș, Vali Gheorghiu. Și împreună vorbim despre foarte multe subiecte, pentru că noi inițial ne-am dorit să vorbim despre omul bun și omul rău, dar după câte ați văzut, ne-am extins ideile. Totul e așa cum trebuie să fie. Exact, exact. Pentru că am constatat de-a lungul timpului că îmi propun un subiect, dar empatizând cu cei care ne ascultă, deviem și ajungem în îmbogățim, cu totul altul. Și nu degeaba, pentru că după aceea, primind mesaje, îmi dau seama că am atins foarte multe suflete, deci nimic nu este întâmplător. Da, care ai atins un subiect important care aș vrea să-l comunicăm dragilor noștri prieteni. Nu suntem numai noi cei de aici, 1, 2, 3 sau mai mulți care participă la comunicare, ci și dumneavoastră, toți împreună, care văd, ascultă, contribuie cu emoțiile, sentimentele lor și gândurile lor, contribuie la toată această comunicare. Deci e important ce gândiți fiecare dintre dumneavoastră. Ce simțiți fiecare dintre dumneavoastră e ca și o floare, zice, care se adaugă acestui buchet de informație și de emoție care ne creează în final fiecăruia și la toți împreună o stare de spirit. Mie îmi spuneau la telefon că de cele mai multe ori noi, cei de la 6TV, le răspundem la întrebări care nu ni le-au pus încă. Da, e foarte adevărat. Da. Așa este. Și nouă ne-au spus oameni că stau cu carnețelul sau cu caietul și își notează. Și vreau să vă spun că și noi suntem foarte atenți la emoțiile și la informațiile pe care dumneavoastră le emiteți și noi le notăm undeva în subconștient și încercăm după aceea să le comunicăm. Aurora, de ce omul ne naștem bun, atât de diferiți? La ce fel de diferențe te referi?
la modul de gândire. Mă refer la omul bun și omul rău. Referitor la lucrul ăsta, da, la bun și rău. Știi ce se întâmplă? Deci am văzut din experiența pe care o am cu oamenii, da, că oamenii sunt diferiți datorită modului de accedere la partea asta spirituală a vieții. Deci cu cât un om adună mai multe și se apropie mai mult de Dumnezeu, el devine mai bun. Cu cât rămâne în zona aia foarte joasă, el nu reușește să iasă din ceea ce, eu zic, nămol, că nu știu cum să-i spun altfel. Corect. Și în felul acesta, mergând mai departe cu ideea, un om bun căzând într-o mocirlă de genul acesta s-ar putea transforma într-un om rău? Da, din păcate rău se ia. Absolut. Și absolut. Se ia întotdeauna. Nu degeaba se spune. Deci pe mine mă întrebau oamenii, cum pot să-mi dau seama eu la ce nivel sunt? Și am zis simplu, uite-te la cei cu care te înconjuri. Excelent. Dacă persoanele respective îți plac, îți placi și tu. Dacă nu-ți plac, ia gândește-te că ar trebui să schimbi ceva. Pentru că tu atragi, conform legii atracției, persoane care au aceeași vibrație cu tine. Care, și sunt foarte mulți care nu înțeleg acest subiect. Iar îmbinăm spiritualitatea cu știința. Rezonanța este un fenomen fizic. Așa este. Așa ca și bucuria, este. Vali. Tu spuneai la partea de început despre bucurie, dar dacă tu nu trăiești în tine bucuria și nu-i permiți să se manifeste, mereu, da, dacă ești mereu și mereu nemulțumit de tine sau de alții, normal că aceste clipe de bucurie întârzie să apară sau dacă vin, sunt foarte mărunte. Așa și de scurtă durată. Știți ce vreau să vă spun? Chiar am avut o experiență, nu cu mult timp în urmă, o experiență care m-a făcut să mă gândesc la foarte multe aspecte. Deci, nu de mult la Constanța a avut loc premiera unei piese de teatru, Billy Mincinosul. M-am dus la teatru cu inima deschisă, pentru că mie îmi place teatru și întotdeauna am socotit că teatru este o tribună de unde se trâmbițează lucrurile frumoase. Viața este un teatru, duci... scena, da, spunea Shakespeare. Dar de, la teatru te duci ca să te nobilezi. Ei, această piesă pentru mine a fost oribilă, pentru că n-a fost o piesă de teatru. Au fost scene venite unele după altele, cu un text împănat efectiv numai cu vulgarități, obscenități. Așa și... se întâmplă din păcate în multe scene, da, în momentul ăsta. Iar eu nu înțeleg de ce se crede că ăsta este un teatru experimental și ce au de învățat oamenii acolo. Că te duci și auzi numai înjurături birjărești de la un capăt la altul. Deci e ceva fără niciun fel de explicație, fără niciun fel de logică în ceea foarte ce se bun face. Foarte bun subiectul care l-ai atins tu. Pentru că orice artă, deci arta dramatică, trebuie să ne etaloneze pe exact, noi. Exact, să ne ridice. Să ne ridice vibrații, să ne arate, indiferent de ce fel de artă este. Din păcate, acum se consideră că dacă transmiți o informație abjectă de multe ori, da, de pe scenă, da, 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 sau da, da, de oriunde din artă, ești interesant. Din păcate, în teatru, foarte mult se copiază din afară, spunând, dacă în afară piesa respectivă a avut succes, precis că și la noi... Chistea pentru că sunt convinsă afară, că această mi se pare piesă, relativ. Nu știu autorul, dar nu cred că este român. Nu e, dar un scriitor român nu ar scrie așa ceva. În niciun caz, și am văzut, eu care am jucat teatru, am văzut mulți scriitori străini traduși în românește, tocmai pentru aceste vulgarități, iar cei care puneau în scenă genul acesta de subiecte, credeau, gata, vom sparge scena și vom avea mulți... Ei spunând la un moment dat, noi ne adresăm, în primul rând, tineretului. Cu atât mai rău. Cu atât mai rău. Cu atât mai rău. Dar efectiv, pe mine m-a oripilat reacția sălii. Pentru că acolo erau invitați din Consiliul de acolo, de la primărie. Deci decidenții. Oameni, da, iar oamenii din sală, deci noi ne-am dus acolo cu o bunică de 83 de ani, care a rămas pur și simplu stupefiată când a auzea ce se discuta acolo. Și am zis, măi, dar oamenii ăia strigau bravo și i-au inundat cu flori pe cei de pe scenă.
De, probabil de teamă să nu fie considerați depășiți. Sunt angajații teatrului și li se pune pumnul în gură. Trebuie să joci rolul acesta pentru că nu actorul își poate alege întotdeauna rolul. Da, eu cred că da. Dar piesa care ne-a invitat, că am fost invitați la piesa la care ai jucat tu, a fost un regal. Deci am plecat de acolo cu sufletul plin. La mine ai fost? Da, am fost când ne-a chemat atunci. Dar mă bucur că ți-a plăcut. Dar țin minte starea pe care am avut-o. Da. Că am plecat de acolo cu sufletul plin. Ăsta e teatru. Asta trebuie să fie, da. Asta e orice artă. Și eu zic că un român cu moralitatea ridicată, un român care își iubește tinerii și țara, întotdeauna va pune pe scenă ceva care va aduce noblețe, așa care e. Va aduce gingășie, care va aduce o sămânță de înțeles și care va da de gândit spectatorilor. Pentru că o piesă de teatru este ca o sămânță care în timp lucrează în sufletul celui care a fost acolo în sală. E perfect adevărat ce spui și asta creează acel parametru de responsabilitate pe care trebuie să-l aibă un creator. Începând de la cel care creează piesa respectivă, până la scenarist, până la regizor, până la actor, până la suflor, până la acea doamnă distinsă care îți controlează biletul la intrare și care are un anumit aer. Acolo se află într-un templu. Exact. Teatru este un templu. Și să nu uităm că mai pot fi situații când din afară vin fonduri care te obligă. Vorbim primești de banii bani. Aceștia vorbim dacă de pui în scenă piesa respectivă, pentru că noi vrem să promovăm, să promovăm oamenii moraliști de care spuneai străin tu, care da. Vine cu genul acesta de aberații. Da. Dar ceva trebuie făcut, Geta, pentru exact. Că pentru că eu mă uitam, deci vorbind cu câțiva de acolo care erau invitați, îmi spuneau, da, dar asta e realitatea. Păi stai puțin, dar eu dacă îl aud pe Birjar înjurând, înseamnă că realitatea aia eu trebuie să o duc pe scenă? Păi înseamnă, mă iertați acum că poate o să fiu vulgar în teamă, realitatea sigur că este calul frumos, superb, calul e superb, dar el acum, toți am trecut și nu trebuie să fim așa. Calul face o anumită chestie la un moment dat după ce mănâncă, nu? Și trebuie să o promovăm, să o punem într-o biclină pe o tavă de aur. Nu? Dar nu numai atât. Tinerii din ziua de astăzi vorbesc foarte urât. Mulți vorbesc urât. Și cred fără că sunt interesanți în felul acesta. Fără să înțeleagă că acele cuvinte care au o rezonanță asta foarte este. Joasă da, da. Atrag în viața lor toate necazurile care le au. Ei se miră că li se întâmplă ceva rău, că se întâlnesc cu oameni răi, dar acele vibrații de la cuvintele care ei le scot pe gură sunt cele care atrag pe urmă. Noi trebuie să știm foarte bine, ai atins subiectul acesta, că ființa noastră nu este numai un nume, nu este un trup, nu este numai un corp. Noi pornim de la emoție, deci primul lucru pe care îl avem este sentiment. Iubire sau ură, după care se transformă în concept și devine gând, după care devine cuvânt. În momentul în care îl materializăm, prima formă de materializare este cuvântul. Mai întâi a fost cuvântul, nu? Exact. Și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul acesta creează, exact cum spuneai tu. Dacă eu spun cuvântul floare, naște în noi o anumită stare. Exact. Dacă spun cuvântul nămol, că îl povesteai tu mai devreme, creează o altă stare sau poate una bună dacă ne referim la Tekir Gheol care ne face. Exact. Era odată, este o povestioară frumoasă care mi-a plăcut foarte mult despre înțeleptul Esop. Esop era un sclav foarte înțelept. Stăpânul lui știa ce poate omul acesta și într-o zi vine la Esop și spune: mă, Esop, eu zilele viitoare voi da un banchet. Zi-mi și mie, vreau să-i fac pe oameni să înțeleagă importanța cuvântului frumos, a stărilor frumoase, trăite, împărtășite, cu ce mâncare să-i servesc, ce pun eu pe masă. Se gândește Esop, se gândește și spune: stăpâne, prepară-le limbă cu măsline. Toată lumea a fost încântată, foarte bine preparată această limbă și iar stăpânul a spus: limba este cea care vă îndeamnă să vorbiți frumos și să emiteți cuvinte și stări speciale.
Peste un timp, iar stăpânul spune: Esop, să știi că în curând voi da un mic banchet și vreau să vorbesc despre răutate, despre nemulțumire, despre suferință. Ce mâncare servesc, stăpâne? Limbă? Păi cum, iarăși limbă? Păi da, stăpâne, pentru că tot limba este cea care folosește cuvinte, care degradează, cuvinte care induc o stare. Și uite cum la un moment dat poți să-ți dai seama că noi suntem stăpânii cuvintelor și stărilor pe care le dăruim. Adică că suntem și stăpânii și putem fi și sclavii acestor cuvinte. Ce vorbeam mai devreme, ce ne face bun, ce ne face răi. Alegerea noastră. Absolut. Ne face. Absolut. Se vorbește de uzual și chiar uzitat și chiar uzat la un moment dat despre acel termen al liberului arbitru. Ăsta este darul care ni l-a dat Dumnezeu. Cel mai frumos, cel mai puternic dar. Ne-a dat puterea de a alege. Discernământul este la noi. Noi alegem dacă suntem răi sau buni prin orice facem, prin fiecare cuvânt, prin fiecare faptă, prin fiecare gând. Să nu credeți că dacă gândurile nu se văd sau sentimentele nu se văd, nu sunt importante. Ele sunt cele mai importante. Și Vali, ca să continuăm ideea emisiunii, ce-l face pe om bun? Se naște bun? Devine bun după ce se naște? Eu spun mereu că, apropo de vorbe, ce importante sunt vorbe. Vorbele. Există conjuncții și disjuncții. De obicei, noi ne risipim în sau-sau. Alegem sau una sau alta. Oameni buni, alegeți-le pe toate. Și una și alta. Gustați din toate, cum spune Dumnezeu, dar din toate, cu bun simț, cu măsură, cu echilibru și cu responsabilitate. Așa cum mâncăm dintr-o mâncare sau mai multe mâncăruri, așa trăim în viață. Noi ne mâncăm viața. Ne alegem bucatele. Bucatele nu sunt numai în farfurie și le băgăm în burtică. Bucatele sunt și trăirile, sentimentele care ne le punem în suflet, gândurile pe care le avem în minte, cuvintele pe care le rostim. Și toate lucrurile astea ne construiesc pe noi ca ființă. Vreau nu numai mâncarea sau să facem exerciții sportive. Da, să completezi ceva cu o altă graniță. Sigur. Cu o lume de dincolo, pentru că văd îngerii. De multe ori mi s-a întâmplat să văd oameni care jignesc, umilesc, ridică tonul, pun etichete, iar îngerul din spatele lui, zboară. În loc să aibă atitudinea aceea cu aripile mari, să fie mândru de cel pe care îl protejează, se apleacă, îl doare și pe el, pentru că nu înțelege de ce omul acela pe care el îl susține poate fi rău. Pentru că un înger vrea întotdeauna ca cel pe care el îl ocrotește să aibă și el la rândul său calități de înger. Eu aș zice că îngerul și omul sunt o singură ființă. Nu, că totuși îngerul întotdeauna e bun. Un înger nu poate fi rău. Da, e partea de bine a omului. Nu poate. E partea de bine a omului. Eu știi ce am văzut? Te rog. Că oamenii care se întorc spre Dumnezeu devin buni. Adică în momentul în care începi să îți dorești să te apropii de divinitate, în momentul în care îți dorești să fii ceea ce ești, de fapt, sămânță din focul divin, nu mai poți fi rău. Eu am văzut tineri care au bolănit când erau puști, da? Uh-huh. Și la un moment dat... Sau au fost criminali. Da, cu atât mai mult, cu atât mai mult. Ei, în momentul în care au început să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, au devenit buni. Deci nu au mai putut face rău. Am văzut copii drogați care spuneau că la un moment dat au visat că a venit Iisus și că le-a spus ceva și de-a doua zi s-au lăsat definitiv de drog. E perfect adevărat ce spui, pentru că lucrul ăsta l-am avut noi concret. Da. Ce mi-aduc aminte, nu dăm nume. Că nu că nu e bine. Tot da. O tânără care, trecând prin această experiență a drogării, a drogurilor, a ajuns la acea graniță, interlum, cum spunea și Zeta, că e o altă graniță, și într-adevăr l-a văzut pe Iisus în extrem, care a venit să salveze. Și a schimbat-o și nu numai pe ea, după această schimbare a ei, ea și-a schimbat familia.
i-a îndreptat pe toți, pe părinți, pe soră, către drumul acesta al credinței adevărate. Nu a credinței mimate, cum de multe ori se face și trebuie să privim lucrul în față într-o religie. Religia e una, credința e alta. Credința este atunci când în orice religie ai fi, în orice haină îmbraci, în orice limbă vorbești, crezi pentru că știi, deci crezi pentru că știi în Dumnezeu. Știi ce e interesant, Geta, că sunt anumite persoane care au în ele o dorință puternică de a trăi, dar ele înțeleg această trăire prin niște senzații foarte puternice. Deci sunt cei care fac sporturi extreme, sunt cei care vor să se ducă peste tot unde ceva se întâmplă atât de puternic că încât ei cred că în momentul ăla trăiesc. Ei, aceste persoane sunt cele mai expuse unor situații neplăcute, unor derapaje, unor căderi, pentru că această forță extraordinară îi împinge spre zone care sunt periculoase. Ori o asemenea persoană nu poate fi salvată decât prin îndumnezeire. Deci doar în momentul în care se întoarce cu toată forța aia spre Dumnezeu, acea forță care clocotește în ea, abia atunci îl face să facă lucruri foarte frumoase și să-și închine viața, nu să se facă neapărat puznic sau preot sau nu știu ce, sau să se ducă în mănăstire. Dar să dea acest plin spre gloria lui Dumnezeu. Deci noi în momentul în care facem și închinăm toate, deci tibetanii au o vorbă, așa îi spun, să consacri. Deci tot ce ai, tot ce faci în viață bun, să consacri divinității. Dacă noi asta am face și aici, deci nu neapărat să credem că trebuie neapărat să fim buni, că altfel ne pedepsește Dumnezeu, că altfel ne ducem în iad sau mai știu ce. Uite, acum de curând Papa Francisc a zis că nu există iad, că iadul e aici pe pământ. Și eu sunt întru totul de acord cu asta, că de fapt toate relele sunt aici, că oamenii, deci cei care vin din alte constelații, din alte dimensiuni, i-am văzut că sunt praf de stele, sunt buni, nu sunt răi, da? Deci, practic, toată această, dacă noi am consacra viața noastră, fiecare gest pe care îl facem, fiecare fapt pe care îl facem, fiecare acțiune, dacă l-am consacrat divinității, indiferent că suntem văzuți sau nevăzuți, exact, atunci nu ai putea fi rău. Asta ce cred eu. Sunt convinsă de acest adevăr, pentru că de-a lungul timpului, vorbind cu mulți oameni, mi-am dat seama că aceștia, într-adevăr, s-au schimbat în momentul în care l-au acceptat pe Dumnezeu în viața lor. Și acceptându-L, și-au dat seama că pot să treacă și prin evenimente frumoase și prin evenimente dureroase și că, indiferent de eveniment, Dumnezeu există acolo. Că nu te părăsește, că te susține, că te înalță dacă tu-ți dorești și că viața în Dumnezeu este cea care întotdeauna aduce rod în viața ta. Așa. Rod însemnând și banii, rod însemnând și orice o afirmare. Abundență. Hai să spunem abundență. Un anume gen de abundență, da, care îți aduce într-adevăr împlinire și fericire. Eu personal să știi că nu cred în diavol. Pentru că mi se pare că omul a ales să dea vina pe altcineva. El nu își asumă responsabilitatea faptelor lui. Aurora, din păcate, lumea aceasta a entităților decăzute și negative există. Dar e foarte adevărat. Vreau să fac o scurtă paranteză. Da, exact. Nu ne atinge. Exact. Ea există și e bine să știm că există și să o acceptăm că există, dar nu ne poate afecta atâta timp cât noi trăim în Dumnezeu, cât timp... În sensul ăsta nu există. Exact. Cât timp îl manifestăm pe Dumnezeu, cât timp știm să ne cerem iertare, deci văzând aceste entități ale lumii de dincolo, am înțeles că atâta timp cât trăim în starea aceasta de smerenie și de împăcare cu toți cei din jurul tău, aceste entități negative nu pot să se manifeste. Mie mi se par mai repede niște entități cu energie joasă. Exact. Și am constatat că ele se adună atunci când un om, de exemplu,
nu se simte bine sau are niște stări proaste. Sau nu face bine. Sau, mă rog, da, deci este clar. Atunci e interesant că toate entitățile de lumină, atunci când e vorba să vină, ele pot veni și singular. Dar da, în momentul în care tu faci un lucru rău sau ești într-o stare proastă, parcă și se adună unii pe alții, dar eu nu le spun entități negative, eu le spun doar cu energie joasă. Adică unul care a fost înainte criminal, hoț sau mai știu ce, probabil că și până când se duce el nu știu pe unde și descoperă el ce trebuie să facă în lumină, probabil că este pe aici așa, dar în momentul în care vibrația ta e înaltă, îl arde, efectiv. Deci chiar vorbeam cu preotul duhovnic și îl întrebam la un moment dat, părinte, dar de ce când vin de la liturghia de duminică, că de obicei atunci e un pic mai ridicat așa energia care este, de ce căței și anumite persoane se repet să te înjure, să-ți facă tot felul? Și a zis, arde, îi arde. Asta se întâmplă, îi arde. Simt diferența. Iar, da. Și de aia, exact, da. Nu trebuie să, să intrăm în, în contact cu ei. Și nu trebuie să ne fie frică, în niciun caz. Frica întotdeauna e negativă și întotdeauna, știți cum spune părintele? Spune, frica este ușa celui mai mic rău care deschide ușile celorlalte rele. Perfect. Asta este frica. Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii. Nu știu când a trecut timpul. Sper, dragii mei, să fi redus din fricile dumneavoastră. Sper să vă fi adus înțeles. Să vă fi șters o lacrimă. Să vă împăcați sufletește cu cei pe care iubiți, cu dumneavoastră înși vă însăvă. Pentru că viața este atât de frumoasă și avem atât de multe de învățat. Viața este minunată atunci când descoperim că suntem scânteie de Dumnezeu și putem să-i ajutăm prin ea și pe alții să rodească. Fiecare rod își are sensul și menirea sa. Fiecare vorbă își are valoarea ei extraordinară. Împreună ne putem descoperi cu bune, cu grele și numai și numai împreună putem fi fericiți. Vă doresc, dragii mei, o seară liniștită. Mulțumesc echipei din regie. Vă mulțumesc încă o dată, dragii mei, că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit. Avem multe subiecte importante de dezbătut aici împreună. Toate cele bune tuturor! Am descoperit dispozitivul acesta numit Torsăr. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi stătea filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torsărul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torsărul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, vă știți că are efect oriunde vă aflați.